Am avut astăzi întâlniri cu toate partidele care au reprezentanți în Parlament pe acest subiect care a fost lansat în dezbatere publică în urmă cu câteva săptămâni, legat de alegerile primarilor și de repunerea pe tapet, de repunerea în discuția ideii alegerii primarilor în două tururi. Și am vrut să am această discuție cu toate partidele, o consultare informală a fost, pentru a vedea cum se poziționează în Parlament partidele, pentru că această temă este una eminamente politică și este o temă pe care o majoritate clară a avut o înțelegere în Parlament în urmă cu un an de zile, când s-au luat decizii într-un context mai larg care au vizat și acest subiect, dar nu numai acest subiect. Există în fața guvernului trei posibilități. În ideea în care, așa cum eu am mai declarat-o, guvernul susține ideea, punctul de vedere de a relua discuția pe alegerea primarilor în două tururi, dar așa cum am spus, decizia fiind una politică, ea trebuie într-un fel sau altul asumată în Parlament. Guvernul singur nu poate să decide pe un astfel de subiect și nici nu cred că este cazul ca guvernul să tranșeze pe acest subiect. Însă, guvernul ar putea ajuta în acest proces de luare a deciziei în măsura în care în Parlament ar exista o majoritate care să repună în discuție alegerea primarilor și să se revină la alegere în două tururi, pentru ca acest proces sau această decizie, în cazul în care ar exista o majoritate în Parlament, să poată fi luată mai repede, ar exista în fața guvernului posibilitatea de a veni cu ordonanță de urgență sau cu asumarea răspunderii sau chiar cu susținerea unui proiect de lege în această direcție. Am constatat astăzi că majoritățile sunt foarte volatile în Parlament și oricum nu există o majoritate clară care să susțină revenirea acum pentru aceste alegeri la două tururi pentru primari. Pe de altă parte, am constatat că partidele nu sunt împotriva ideii de a relua discuția privind sistemul electoral și pentru primari, dar și pentru președinți de consilii județene. Însă, cum am spus, o majoritate a partidelor preferă ca această discuție să nu aibă loc acum, tocmai pentru a putea asigura predictibilitate și previzibilitate pentru organizarea alegerilor din acest an, însă ar fi dispuse să reia această discuție pentru următoarele alegeri într-un context mai larg de resetare a sistemului electoral. În aceste condiții, date fiind și constrângeri constituționale care stau în fața guvernului dacă s-ar merge pe o ordonanță de urgență sau pe asumarea răspunderii, constat că o astfel de abordare din partea guvernului, deci de a veni cu ordonanță de urgență sau cu asumarea răspunderii, are riscuri foarte mari ca ele să fie o acțiune în forță din partea guvernului, fără ca această acțiune să se materializeze în Parlament printr-o susținere. Pentru că chiar și ordonanță de urgență, chiar dacă ea ar fi dată de guvern împotriva unei majorități din Parlament, ea poate să fie respinsă foarte ușor în Parlament într-un timp foarte scurt, în care Parlamentul poate să o ia în discuție. Și la fel, o asumare a răspunderii pe acest subiect care, după cum am spus, este foarte disputat și nu există majoritate în Parlament, cel puțin ce am putut să constat eu astăzi. La fel, chiar dacă guvernul și-ar asuma această răspundere, problema revenirii la două tururi pentru primari tot nu s-a rezolvat și cred că acesta este subiectul pe care trebuie să-l avem în vedere. În aceste condiții nu pot decât să constat că, așa cum am mai spus-o de altfel la începutul acestei dezbateri,
că cu toată voința guvernului de a ajuta în acest proces, decizia rămâne în cele din urmă tot la Parlament și e important ca partidele politice care au un interes într-un sens sau altul să-și asume până la capăt această responsabilitate și să folosească instrumentele care le stau la dispoziție în Parlament pentru a tranșa acest subiect. Există deja două proiecte de legi, după știința mea, în Parlament care vizează același lucru. Dacă se constituie o majoritate care să susțină aceste proiecte de legi, pentru că înțeleg că sunt încă discuții între unele partide legate de modul cum s-ar putea poziționa, acolo este locul cel mai propice pentru ca aceste proiecte de legi să poată să fie adoptate și aici, sigur, guvernul poate să acorde un aviz favorabil pe astfel de proiecte de legi. Dar dezbaterea și decizia, oricum am luat-o și orice instrument am folosit, dezbaterea și decizia în cele din urmă tot în Parlament trebuie să aibă loc. Sunt întru totul de acord că România are nevoie de o primenire a clasei politice, că e nevoie de un suflu nou în politică pentru ca instituțiile statului care sunt reprezentate și conduse de politicieni să își câștige, să-și recâștige credibilitatea. Însă cred că această primenire nu se poate face prin acte de forță ale guvernului și mai ales ale unui guvern independent. Cred că modul cel mai eficaț de a acționa al guvernului actual, al guvernului independent, este să vină cu elementele de reformă, inclusiv în administrație, de ce nu în modul de organizare, de funcționare al administrației în fruntea cărora se află politicienii aleși, deci de reforma administrației, de reforma statului, în așa fel încât o primenire a clasei politice care este decisă în cele din urmă de electorat să aibă instrumentele necesare pentru ca lucrurile să se îmbunătățească în România. Deci eu cred că, încă o dată, pe acest subiect, soluția este în Parlament și guvernul este gata să își dea sprijinul pentru astfel de dezbatere care să aibă loc în Parlament. În primul rând și în al doilea rând, cred că dacă într-adevăr există această voință în rândul societății civile de a duce la o schimbare și la o evoluție a modului în care clasa politică funcționează în România, această exprimare se poate manifesta cel mai bine la vot prin modul în care electoratul se mobilizează pentru a vota candidații în care într-adevăr au încredere și care pot să ducă la această schimbare și pentru a nu-i vota pe candidații în care nu au încredere. Mulțumesc. Dacă aveți întrebări. Ce poate face guvernul în cazul în care soluția este la Parlament? În cazul în care un astfel de proiect de lege este pus pe agenda guvernului și se cere un punct de vedere guvernului, guvernul poate să susțină acest lucru, dar votul până la urmă tot în Parlament este. Cu UNPR-ul ați mai vorbit în ultimele ore? Nu cu UNPR-ul, am avut discuție la fel ca și cu toate celelalte partide astăzi de dimineață. Și în timpul acelor discuții, cei din UNPR v-au spus că sunt pentru un tur sau pentru două? Cred că v-au spus și dânsii ce mi-au spus. Ne-au spus mai multe lucruri nouă și de aceea vă întrebăm și pe dumneavoastră. Eu prefer să vă spună ei punctul lor de vedere. Eu v-am spus care e punctul meu de vedere după consultări. Faptul că nu am concluzionat că ar exista o majoritate, dar situația așa cum am concluzionat-o astăzi este foarte volatilă. În sensul că am impresia că discuții există încă marjă pentru discuții, dar care încă o dată trebuie să aibă loc în Parlament. Dacă îmi permiteți o precizare, în momentul de față, dumneavoastră vă este clar punctul de vedere al UNPR-ului? Dacă este pentru un tur sau pentru două? Nu mi-e foarte clar. Înseamnă că nu știți în momentul de față dacă există sau nu majoritate în Parlament. De asta v-am spus că există o majoritate volatilă pe care guvernul nu se poate baza pentru a merge cu un proiect de ordonanță de urgență sau cu asumarea răspunderii. Eu aș fi făcut lucrul acesta în ideea în care aș fi putut ajuta la luarea unei decizii rapide pentru ca o astfel de decizie, dacă ea este agreată, să poată să fie pusă în practică cât mai repede. În condițiile în care nu există o astfel de majoritate, discuțiile pe acest subiect
Cred că vor continua, dar ele trebuie să continue în Parlament, nu la guvern. Dacă zilele următoare se conturează o majoritate într-un sens sau altul. Să vedem ce se conturează zilele următoare. V-am spus care e poziția guvernului. Orice s-ar contura în zilele următoare, e clar că în măsura în care există o majoritate în Parlament, Parlamentul poate să ia o decizie din acest punct de vedere și acolo trebuie să se ia aceste decizii. Deci vreau să fie clar, nu accept ca guvernul să fie folosit ca și instrument de oricare partid pentru a-și atinge obiectivele strict de partid. Deci am fost de acord să avem această discuție, dar nu pentru ca guvernul să devină instrumentul niciunui partid, nici a celor care sunt împotriva modificării legii, nici a celor care vor modificarea legii. După cum v-am spus, eu cred că o astfel de dezbatere ar trebui să continue să aibă loc pentru ca pe viitor să fie clar de fapt ce vrem, pentru că constat că în momentul de față încă nici partidele nu știu exact ce vor. Ceea ce am concluzionat astăzi este că așa cum am stau lucrurile din discuțiile mele de astăzi dimineață, există o majoritate în Parlament care nu dorește o modificare acum a regulilor jocului. Nu, a fost într-adevăr, doamna ministru Prun a participat la prima parte a întâlnirii săptămânale pe care eu am cu domnul președinte. Sigur că l-am informat pe domnul președinte și legat de discuția cu partidele, însă doar l-am informat legat de ce am discutat și de care sunt concluziile mele. Dânsul nu mi-a impus până acum niciodată un punct de vedere. Deciziile pe care le-am luat singur și mi le-am asumat și mi le asum. Dar, sigur, am avut o discuție și cu dânsul în sensul de a-l informa legat de discuțiile pe care le-am avut. A participat și doamna ministru Prună la prima parte a întâlnirii. Am rugat-o să participe în acord cu domnul președinte pentru a-l informa pe domnul președinte despre discuțiile pe care doamna ministru le-a avut zilele trecute cu domnul Nițu și despre posibilitățile care există din partea noastră pentru a reacționa la această situație. Mai mult nu pot să vă spun deocamdată, e un subiect care încă este în lucru și în analiză la guvern. Se analizează diferitele posibilități. Inclusiv care revocarea acestea. Toate posibilitățile legale. În zilele următoare, în momentul în care vom avea un punct de vedere clar formulat și va fi cât mai repede acest punct de vedere clar formulat, îl veți afla. Mulțumesc! Bună ziua, Sorin Melenciu, România TV. A fost și un personaj astăzi la Vila Lac, mai neașteptat, domnul Chirtoacă. Ați discutat cu el și dacă da, pe ce temă? Da, am discutat, n-a avut absolut nicio legătură cu celelalte discuții. Pe dânsul l-am invitat, m-am întâlnit cu dânsul la Iași, la evenimentul privind aniversarea Marii Uniri, unde am avut o primă discuție informală legată de modul cum funcționează autoritățile publice locale și despre modul cum România în proiecte, programe de cooperare cu Republica Moldova ar putea ajuta cetățenii Republicii Moldova și direct prin susținerea anumitor proiecte la nivelul autorităților locale și am vrut să am o discuție cu dânsul pentru a putea valorifica experiența dânsului în calitate de primar legat de modul cum funcționează autoritățile locale și de modul cum prin anumite proiecte am putea ajuta și direct autoritățile locale. Deci acesta a fost subiect. A apărut și o informație legată de o eventuală vizită a dumneavoastră în Statele Unite. Când ar putea avea loc? Pe ce temă? Când o să am mai multe detalii o să vă spun. Sigur, n-am făcut un secret din asta, suntem în discuții încă de la începutul anului, am primit invitații în Statele Unite, domnul secretar de stat Kerry este invitat în România și înțeleg că intenționează să vină în perioada următoare, probabil în primăvară, oricum în primul semestru, dar nu e confirmată încă nici o dată precisă și în momentul în care vor fi confirmate o să vă informăm cu siguranță. Mulțumesc. O ultimă întrebare. Pe site-ul RAPPS există un proiect pentru majorarea salariilor angajaților RAPPS. Dacă ne puteți explica ce justifică acest lucru? Nu, vă pot explica pentru că eu nu l-am văzut, probabil că există, nu l-am văzut, o să văd despre ce e vorba, ce justificări sunt. Nu e în intenția mea de a mări salariile la
Rea PPS, dar nu vă pot să vă spun mai mult, încă nu știu ce propunere există. Și o întrebare despre persoanele fără venituri care ar trebui să plătească acea contribuție la asigurările de sănătate când se va lua o decizie? Haideți să discutați cu doamna ministru de finanțe la prima ocazie. V-am spus și dânsa a spus deja că, și cred că domnul Suciu, că sunt câteva lucruri care probabil vor trebui revăzute acolo, dar nu pot să vă spun mai mult deocamdată. A spus că situația domnului Tiberiu Nițu este încă în analiză. De ce durează atât de mult această analiză, având în vedere că informarea DNA a apărut în urmă cu o săptămână? Dumneavoastră personal, ce recomandare ați pentru că face eu, către ministrul o informare. Justiției? Doamna ministru al Justiției, cred că v-a spus, doamna ministru al Justiției privește și analizează aceste lucruri într-un mod foarte riguros. Nu ne putem juca cu astfel de lucruri. Avem nevoie, nu există nicio procedură formală începută împotriva domnului Nițu. Am putea spune că sunt câteva chestiuni legate de, care pot fi legate de integritate, pentru că dânsul este asimilat cu un demnitar, dar nu există în momentul de față, din datele pe care le avem, o procedură care să fie lansată. Și am cerut doamnei ministru să analizeze conform legislației care sunt condițiile în care eventual procurorul general poate să fie revocat și să fie lucrurile foarte clare și pentru noi și în dezbaterea publică vis-a-vis de acest lucru și în funcție de aceasta vom lua o decizie. Mulțumesc!